Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit la emisiunea Auto la Test. Haideți să vă arătăm ceva drăguț de data asta. Cred că este cel mai bun crossover al momentului și spunem asta pentru că vorbim de nou Peugeot 2008. O mașină recent lansată în toată Europa, o mașină care este numărul 1. Și spunem asta pentru că a fost lansată în același timp cu Renault Captur. Bine, a venit un pic mai târziu decât Renault Captur și efectiv în Franța a intrat direct pe primul loc la capitolul vânzări, adică i-a bătut efectiv pe cei de la Renault cu noul Captur generația a doua, în ghilimele de rigoare, la fundul gol, da? Mașina de față este un 2008 GT, deci atenție, vorbim de un GT, deci nu de un GT Line, da? Adică o mașină care este top la PSA, 2008 cam cel mai performant de 8, 2008, cheia este la mine, din cauza chiței se deschide și se închide și haideți un pic să vorbim despre mașină. În primul rând, 2008-ul este o mașină bazată tehnic pe noul 208, adică are o platformă tehnică comună, gama de motorizări este comună, este o mașină gândită efectiv să-i bată pe nemți, T-Roc, T-Cross, gama, Skoda, Seata, Rosa, toate nebunile grupului VAG. Nu au nicio șansă față mașini de față. De ce? Pentru că, în primul și în primul rând, arată mult mai bine. Adică vorbim de designul 208 îmbunătățit. Adică este mult mai agresiv. Vedem noile faruri cu LED și cu blocurile optice, tot de asemenea cu LED. O grilă a radiatorului masivă. Efectiv, mașina de față este top pentru că are senzor de parcare față, senzor de parcare spate și dacă nu știați ce mașină este, scrie direct 2008 pe capotă, da? Haideți să vedeți la interior. Deci avem din nou GT-ul. Nu la interior, haideți să vedeți. Deci acum se deschide. Bun. Și de ce spunem de top? În primul și în primul rând, când vorbim de 208 ăsta de față, vorbim de motorașul ăsta. 1.2 PureTech, 155 de cai. Mulți au venit și să ne zică, domne, că este varianta care doar la Peugeot există, adică nu există la Opel. Motorul ăsta se montează și pe Corsa și pe gama Crossland. Nu, motorul ăsta e de 150 de cai, este gândit și oferit doar pentru 208, un motor foarte bun, 3 pistoane în linie turbo, injecție directă, 155 de cai, 240 de Nm. Ca și la Volkswagen Golf 8, nu avem amortizor la capotă. Francezul zice că e suficient. Noi zicem că e suficient. Avem aici o schiță interesantă cum să-i dai curent, atenție, da? Deci plusul e pe baterie, minusul e un pic cam în partea cealaltă a caroseriei, adică minusul este acolo, da? Și plusul este aici, lângă baterie. În fine, astea sunt chestii tehnice. Haideți să vedeți interiorul. Mulți o să veniți să ne spuneți, da, domne, da, 2008 este o mașină modernă, care, na, este un 208 mai înălțat. Ei bine, nu-i chiar așa, dragi copii. Haideți să închidem și ușa, haideți să vedem un pic despre ce e vorba. Deci, ai cockpit, generația a doua, vorbim de o mașină high-tech, din punctul nostru de vedere, pentru care, după cum bine se observă, noul sistem LCD-ul ăsta care este, deci aici vorbim de un geam, vorbim de un LCD și încă un LCD, adică efectiv sistemul 3D, la Volkswagen nu există așa ceva. Sistemul de navigație este funcțional, butoanele sunt la fel ca și la 208, volanul tot de asemenea de mici dimensiuni, de această dată avem inscripționarea GT pe volan. Asta înseamnă că este un pic mai bine făcut. Foarte, foarte multe elemente high-tech, adică vedem cusătura asta. Bine, nu este o cusătură, este efectiv spuma apă presată în formă de cusătură. O vedem pe mânerul de la ușă și o vedem evident și pe preșuri, da? Deci asta e verde, da? Cel mai bine se poate observa aici, avem cusătura verde, avem un LED verde în bord care se poate schimba. Și avem și cusătura în piele integrată pe mâner. Și de asemenea pe scaune, aici vorbim de varianta GT, vorbim de cele mai bune scaune de la 2008. Alt lucru interesant, bine de menționat, când vorbim de 2008, cutia de viteză automată,
Din fericire pentru noi este cutia ISIN AT8 cu 8 trepte, cea mai bună cutie automată sub, nu știu, 30.000 de euro din lume în momentul ăsta. Adică dacă te duci să-ți cumperi o mașină sub 30.000 de euro, fix că e berlină, fix că e compactă, fix că e crossover sau SUV, ISIN AT8 este cea mai bună. De ce? Pentru că concurența, pentru că virilor concurența Captur îți oferă un Getrag cu 7 trepte care este secvențială și nu este rafinată. Toată gama VAG, Crossland, Opel, mă scuzați, gama VAG, adică vorbim de T-Cross, T-Roc și suratele Seat și Skoda au DSG-ul, care este secvențială cu dublu ambreiaj, care nu este rafinată, și cam atâta. În rest, francezii vin și îți oferă cutia asta japoneză făcută de ISIN în Japonia, fără nicio fel de problemă. Vedem și modurile de funcționare. Cel mai bine se observă în efectiv de aici le pornești. Haideți să le și vedeți. Deci e normal, eco și sport, da? Sistemul de navigație este decent. Mașina este în parametri, este în limba română, cum mi-a zis mie un prieten. Bă, ce mișto e că e în limba română. Bă, e mișto că e în limba română, dar nu te așteptai să fie în limba română? Aerul condiționat cu două zone funcționează fără niciun fel de problemă. Aici avem toate nebuniile. După cum se observă un gadget high-tech în 2020, avem volumul rezerv, radio, de la radio, volum, nene, adică nu un butonel sau alte, nu, e efectiv e un comutator decent care schimbă aici avem o chestie în consola centrală. Mie personal nu-mi place. De ce? Pentru că este acest finish black piano. Se murdărește, fiate, uite, da, am pus și eu mâna un pic pe el. Deja trebuie să mergem la spălătorie pentru că, uite, am pretele, da? Avem două USB-uri, aici e un USB-C pentru încărcarea telefoanelor și aici e un USB normal. Ce putem să mai spunem despre mașină? Avem o oglindă electrocrom fără margini, e ceva de așteptat. Avem butonul SOS. Pe șosea mașina se comportă foarte bine. Haideți să vedeți un pic și performanțele reale. Deci noi suntem jumătate de rezervări, 270 de km range, da? Consumul de deal spre munte, ăsta e. Consumul mediu este undeva la 9,5-10. Mașina consumă în București, fiind 155 de cai, consumă undeva în jur de 10, da? Deci cine o să vă zică, domne, că mașina consumă 6, bate câmpii, o prostie. Nu, consumă 9-10 într-un trafic normal, într-un trafic în care se mai și oprește, da? Adică iarna, stop and start, s-ar putea să nu funcționeze cum trebuie. În mediu extraurban trebuie să te aștepți la între un 5 și 6,5. Și ca să vedeți încă o chestie, foarte multă lume nu cunoaște, trebuie să arătăm și portbagajul. Și asta e cel mai important lucru. Deci deschizi portbagajul, da? Aici e prima treaptă, bine, aici e triunghiuri nebunii în România și aici e roata de rezervă, da? De 80 de km la oră. Ei bine, există un 2008 de 155 de cai care are și sistemul hybrid. Din păcate ăsta nu l-are, pentru că acolo avea acumulatorul și acolo avea pe lângă acumulator și un ventilator ca să răcească acumulatorul. În rest, mașina este o bijuterie a designului franțuzesc. Efectiv, nu ai cum să-i bați. Captura este depășit din punctul nostru de vedere ca design, dar din nou este o chestie pur subiectivă. Dacă îți place captura, te duci să-i captura, evident. Dacă îți place 2008, te duci să-i 2008. În schimb, mașina asta e wow. Atenție, aici e o variantă de top, adică vorbim de un plafon negru, un roșu superb, zici că e furat de la Mazda, că Mazda vinde CX-5 și CX-30 pentru că au roșu la senzaționale. Uite acum și francezii au roșu la foarte frumos. Stopurile sunt senzaționale. Nu, efectiv nu ai ce să comentezi mașinii. Pe șosea se conduce admirabil. O evacuare dublă, nu prostii, fake-uri și alte nebunii. Ce nu ne place? Pro. Ce nu ne place? Contra. Aici putem să spunem, fără doar și poate strân de rulare, care este foarte, foarte rigid. Îți iei un SUV, da, e ok, mișto, că stă bine în curbe, că ai tren de rulare rigid. Deci 215, 55, 18. Mă, sunt ok, vorbim de Michelin Prima C4,
foarte, foarte în regulă pe șosele din România. În schimb, suspensia pentru varianta GT este foarte dură pentru șosele din România. A, vrei să îți configurezi o mașină, un 2008, care să meargă fără probleme și pe gropi și să fie și mai o gardă la sol un pic mai mare, oarecum, îți iei jantele un pic mai mici, îți iei varianta de 130 de cai, 1.2 purte cu 130 de cai, cu cutia asta ai Aisin AT8, cu jantele mai mici un pic, da, cu talonul mai mare și atunci să îmbunătățesc și treaba, dar eu am impresia că varianta GT are suspensia A destul de modificată față de o variantă GT Line, da? Deci să nu faceți confuzie aici. Nota noastră pentru mașina asta este maximă, pentru că ne place cum arată, ne place cum merge, ne place că nu e un diesel, deci toată lumea, doamne, că știi, în 2020 vrem diesel, bă, știi ce, uite, nu diesel, de ce? Pentru că dieselul are 130 de cai și tu deja ești aici la 155. Ne place că are frâne bune, ne place că înăuntru este demnă de mașină premium și nu este mașină premium, adică Peugeot nu face mașini premium, vrei un premium, ți-e un DS3, care este mașina asta, varianta premium, dar dotările din interiorul lui 2008 sunt senzaționale. Arată foarte bine, uitați-vă la fețele de uși, da? Ca să vedeți un pic de linia asta pentru vopsitori, da? Deci uitați cum arată, deci aici vorbim de formă de triunghi, da? Asta e ușa din spate, asta e ușa din față, nu prea am cum să vă arăt. Deci are niște unghiuri, deci designul este atât de bine gândit încât efectiv iese în evidență, da? Față de tot ceea ce oferă concurența. Sfatul nostru este mergeți, testați mașina, mergeți cu ea, jucați-vă cu ea, mergeți tare, vedeți cum funcționează cutia Aisin și eventual poate luați și o decizie, dar țineți cont de faptul că mașina este nouă, modelul de față este, costă sub 30.000 de euro, pentru că vorbim de varianta de top, în schimb, în curând am eu impresie că o să primească și niște discounturi din partea dealer Trans Motors. Na, ce pot să zic? Mașina este senzațională. Deci dacă ai vrut să-ți cumperi Clio sau ai vrut să-ți cumperi un T-Cross de la Volkswagen, du-te și mergi un pic cu 2008, da? Mulțumim, o zi bună!